mi propio blog. 95 tú no con 95. ¿Cuánto es para que se ¿Qué es que ya? ¿Cuál es que Salutare, guys, și bine v-am regăsit la un nou vlog super, super, super mega tare. Guys, înainte de a începe totul, vreau să dați un butonașului de like, să facem acolo cât mai multe like-uri, pentru că episodul de azi este cu totul și cu totul special. Bine, știți că de-a lungul timpului am făcut foarte multe prank-uri pentru părinții mei, pentru iubita mea, pentru voi, dar niciodată și niciodată nu am făcut un prank fratelui meu. Nu știu câtă lume știe, dar eu, da, chiar am un frate. Am filmat câteva vloguri cu el, dacă nu le-ați văzut, puteți să le vedeți chiar acum pe canalul meu. Sunt în relații foarte, foarte bune cu fratele meu, ne înțelegem foarte bine și vreau să-i fac un prank, fraților. Plănuiesc prank-ul ăsta de foarte, foarte mult timp, însă nu aveam cu cine să-l fac, pur și simplu nu găsisem oamenii potriviți. În spatele camerei este Cristian Grigorescu și sunt aici alături de fratele meu Antonio. Care o să ne ajute astăzi la cea mai tare filmare, cel mai tare prank ever forever. Uitați-vă aici la omul meu, uitați-vă aici la Fiți atenți aici. Omul meu aici de față, Antonio Eric. Dumitru Antonio lui Eric e numele meu. Eric Dumitru 14. Ați înțeles și voi de la el. Este un om simplu, un om căruia îi place să discute, un om, un om foarte echilibrat. Care astăzi o să discute cu fratele meu despre un loc de parcare. El fiind vărul lui Cristi. Hai că iau și o cameră. Eric, care este vărul lui Cristi. Nici mă vine, mă mă fiută, mă. Cristi stă în complexul acesta unde stă și fratele meu. Da, abia m-am mutat acum. Aici abia s-a mutat, de fapt. El nu stă aici, dar ăsta este planul. Acum asta, acum, doar vlogul ăsta. Vlogul ăsta, astăzi doar acum. Suntem în regim hotelier. Exact. Auzi, mă, dar tu știi că eu chiar l-am bătut pe unul pentru loc de parcare, nu? Dacă zic că l-am sunat și pe mine atunci. Băi, să facem, da, la urâte. Astăzi o să o facem reală. Eric este vărul lui Cristi. Ok, da. Te întrerup două secunde. Cum arată fratele? Fratii meu, are 1,75 m. A, e bine, mă, nu-i problemă. Are o mașină albă, băieți, asta te știți, are un BMW alb, care are numărul București. Ok. Da. Deci, după cum am spus, Cristi locuiește fix unde stă fratele meu. Eu am pe telefonul meu, pe iPhone, cred că toată lumea știe că pe iPhone există o aplicație care se numește Găsire. O să vă arăt vouă imediat. Asta este aplicația, se numește Găsire. Pe aplicația asta o am și pe iubita, o am și pe mama iubitei și pe mama și pe tata, pe toată familia, de mâini, inclusiv. Și prietenii, și prietenii. Cred că da, știi tu pe unde sunt. Că zicea, bă, mai am 20 de minute și ajung și tu, cum, mă, că mai 40 de minute. Și din câte v-am spus, Cristi, aici mare proprietar, este foarte, foarte supărat pe fratele meu, pe BMW. Nu se supăra, sunt mor de supărat, sunt trist cu adevărat. Trist. BMW-ul lui, pentru că tot îi ocupă locul de parcare și nu îi se pare normal. Și știu foarte mulți oameni în viața asta care au avut certuri pe chestia asta, pe locul de parcare. Eu am și la spital pentru loc de parcare. Inclusiv Cristi aici de față a avut problema asta cu locul de parcare. În momentul în care Fernando o să apară, eu o să stau aici după o clădire sau după o mașină. Sper să nu mă vadă cu această cameră care o să aibă un obiectiv din ăsta cu zoom nebun, Caterinca. Iar băiatul meu Cristi aici de față, pentru că el este principalul, după care o să apară vărul aici care ne filmează vărul. Știi cum e aia? Te rezolvă vărul. Bă, deci o să mă duc eu la el, eventual aștept aici în fața blocului să vină. Așa. Știi? Și după o să-l iau frumos, știi? Și după o să intensific puțin. Și o să zic, ia mută-ți tu mașina de aici, că e locul meu de parcare, știi? Și după o să discutăm. Doar discutăm. Așa, doar discutăm. Cu corpul ăsta tu vrei să discuți? Tu explici frumos, tu zici, bă, că nu știu ce, că la până apare vărul și când apare vărul și după ce apare vărul. Ați văzut vreodată polițistul bun și la rău? Ceva de genul. Și când îți apare trupa în spate, uitați frumos, zi. Crezi că o să se sperie? Cine știe? Eu îți garantez că o să se sperie. Dai seama, mă. Uite-te la fața lui! Uite-te la fața! Nu contează dacă ai calculator de gaming sau nu. Nu mai trebuie să arunci bani pe calculatoare de gaming pe plăci video ca să te poți bucura de orice joc dorit la performanțe cât de cât ok. Acum, cu ajutorul Boosteroid, te poți juca orice joc la performanțe extrem de bune. Boosteroid este un site de pe care te poți juca jocurile dorite
online. Mai mult decât atât, le poți lua cu tine oriunde, pentru că Boosteroid îți oferă posibilitatea de a le juca și pe telefon, dar și pe orice televizor cu Android. Mi se pare absolut genial și la ce prețuri au, pot spune că e aproape gratis. Dacă nu mă crezi, intră pe linkul din descriere, interesează-te de acest concept super tare și încearcă-l. Nu o să regreți. Hai să dăm drumul la nebunie, că mai sunt câteva 10 minute și trebuie să apară și fratii meu. Băi, Fernando, dacă vezi chestia asta, normal că o să o vezi, îmi pare rău. Stai, Caterinca! Auzi, tovarăș? Tovarăș? Cristian, pare bine. Auzi? Ce vreau să zic? Avem și noi o problemă cu un loc de parcare. Așa. Pe care parchezi tu aici. Tu locuiești în blocul ăsta? Da, tu aici? Da. Bă, frate, de o lună de zile tot eu ocup blocul Vărâmi. Deci m-am mutat cu Vărâmi aici. Uh-huh. Și tot eu ocup locul de parcare. Nu mi se pare, da, frate, pentru că noi plătim. Noi plătim, e pe, adică eu înțeleg că îți place ție locul ăla de parcare. Nu știu dacă parcai de dinainte să ne mutăm noi, ne-am mutat de vreo lună jumătate aici, dar tu de o lună tu parchezi pe locul ăla. Fii atent, uite care e treaba. Hai să mi arăți și mie mașina. Hai, te rog eu. Am plătit 4.000 de euro pe locul ăla de parcare. Tu, la blocul tău, tu ești în chirie sau în ce stai aici? E apartament? Cumpărat de mulți ani. Am înțeles, bun. Și tu parcai pe locul ăla. Tu, da, la când ți-ai cumpărat apartamentul, nu ți-ai cumpărat și locul de parcare? Nu mi-am cumpărat locul de parcare. Trebuia să-mi cumpăr și locul de parcare? Ar trebui să încercăm să o rezolvăm cumva, frate, pentru că nu mi se pare normal. Am plătit 4.000 de euro pentru locul ăla de parcare. Nu mi se pare regulă, adică, pe bune, să plătesc 4.000 de euro pe locul de parcare și să-l folosești tu. Bine, ca idee, nu plătesc. Eu nu am plătit. Eu am plătit Vărâmi, da. Păi stai să înțeleg, e locul tău sau al lui? Nu, e locul lui Vărâmi. Aha. E locul lui Vărâmi și Vărâmi n-a avut timp să vină să vorbească cu tine și pentru că el munce. Nu, el muncește, eu nu muncesc. Nu mi se pare normal, frate. Și încercăm să rezolvăm. Mult aici, v-a mutat recent, adică. Păi te-am zis, m-am mutat de lună jumătate aici. Păi cană ai tu, nu? Ce? Păi cană ăsta. Da. Da, e locul meu ăsta. Dintre toate fix aici, nu? Păi frate, dacă ăsta e locul pe care l-am cumpărat, când am venit cu administratorul meu, că aici ai. Și n-a pus și vărul tot ceva aici să... Cum? Că nu mai parcam aici dacă nu puneai și vărul tot ceva aici. Frate, ți-am pus vărul meu de atâtea ori, că ai pus... N-ai primit că parchezi pe locul cuiva de parcare, n-ai primit biletele în geam, pentru că vărul meu zic că ți-a lăsat biletele în geam. Păi da, da. A zis că am parcat pe locul lui, dar nu s-a recomandat cine să-mi zică, bă, te sun eu, te sun altul. Păi bă, dacă ți... vorbim aici. Deci dacă ție ți s-a zis, prin mesaje, am zis, bă, hai să nu luăm pe băiat, hai să nu ne luăm de... Îi lăsăm biletele în geam, ai înțeles? Eu sunt mai băiețeaz, mai pașnic, mai așa, dar... Până într-un punct, mâncați așa. Hai că sunt pe... Da. Hai viața mea, ia vinul. E vorba meu, Eric. Ce zici? Salut, frate. Cum te cheamă? Fernando. Și ești de mulți ani în blocul ăsta? De mulți ani. E locul tău, din că te-am înțeles, mi-a zis barul tău, nu? Și tu parchizi aici de atâtea ani? Mereu, da. E locul tău de parcare? Da. Arată și mie niște articometri. Ce acestea arată? Practic, e locul tău de parcare, eu ți-arăt. Păi, nu, frate, este așa că el a zis că n-a cumpărat niciun loc de parcare. Eu am zis că ne-am dat 4.000 de euro pe locul de parcare. Asta am zis și eu. Păi, da, frate, dar nu scrie nimic pe jos. Ce să scrie, mă, pe jos? Vrei să scrie pe jos? Ești nebun la cap? Unde te vezi? Vrei să scrie pe joc zona de parcare? Păi dacă noi știm în actele noastre, arată schița unde e locul de parcare și unde trebuie să fie, tot de ce mă parchezi locul ăsta? Și dacă aici parcam mereu? Da. Și parchezi mereu, nu? Da. Și te vezi șmecher sau cum? Nu mă dau șmecher, frate, aici parchez eu. Aici parchezi tu? Da. Bă, nu știu ce faci, dar vreau să mut mașina de aici. Nu
Păi lăsăm așa, frate, nu mai parchezi aici. N-am cum să fie. Ce, la noi nu se face așa, frate. N-am cum să mai parchezi aici? Nu parchezi mai aici, ești nebun, n-ai cum să parchezi pe degeaba aici. Deci am parcat pe degeaba până acum? Da. Cum așa? Ai plătit ceva, mă? N-am plătit, mă, tu n-am zis că n-am plătit. Cum să-ți plătesc ție, frate, ceva? Mie? Da. Am zis mie, frate. Dar cui să-i plătesc? Asociației. Păi plătesc asociații. Ce plătești? Ce plătești? Că asta pe locul tău. Păi și eu am dat, și mie că am dat 4.000 de euro pe locul ăsta de parcare. Da, asta nu contează. Plătești asociații, că ăsta pe locul nostru. Da, plătesc asociații, că ăsta pe locul nostru. Păi să zic că vărul tău, că el... Păi noi suntem de o lună jumate aici și el... Noi suntem de o lună jumate și de o lună de zile l-am văzut că parchează pe locul ăsta. Asta nu zic de o lună jumate că parchează el non-stop, că a mai prins și eu locul, de vreo 2-3 ori. Cred că mai bine de o lună, ești, nu? Hai să o luăm 40 de zile. Da. E bine, 40 de zile. 40 de zile. 4.000 de lei. Nu, ce nebun la cap, mă, cum se cere atâta? Păi cum o să nu iau, ești nebun la cap? Păi așa e, frate, la asociație, dacă nu știi. Așa e legea? Da, cum intru? Păi să o văd și eu. Să o vezi? Uh-huh. Stai, frate, ți-o caut pe telefon dacă nu. Da, frate, să o văd și eu legea și eu îți dau și acum. Stai că ți-l sun pe vorul meu. Ia, deschide mașina. E cash? Ia. Te vezi, da? Te vezi veche? Ai bani cash? Poate am, poate n-am. Am zis și așa, crezi tu ce zic? Ai ceas la mână? N-am ceas la mână, ia, ți-i gol. Ce telefon ai? N-am telefon la mine. Minți. Nu, simul e băgat în, direct în mașină. Ia, arată-mi și mie. Uh-huh. Arată și telefonul. Bă, frățior, alaba la portocală, una cu una face două, noi suntem aici din blocul ăsta de ceva timp aici la capul locul nostru. Nu stau să mă cer cu tine să mă bat, mă ale, avem camera, avem chestii. Normal. Nu pot nici măcar să pun mâna pe tine, nu pot să fac nimic. Am zis că tine și îți dau. Ți-am zis, 10 milioane pe zi, timp de 40 de zile, faci și tu o socotală repede, dai. Hai zis că ieși în mașină și scoate repede și gata. Da, frate, dar nu dau 10 milioane pe zi. Hai că mi-a arăt legea. Dacă mi-a arăt legea, eu ți-o dau acum, frate. Păi să-ți arăt ție legea acum, arăt de bani, cum? Păi ce să dau bani dacă mi-a arăt legea? Băi, fii atent aici. Păi mâncă-ți-ești gura, eu nu zic de 10 euro. Eu stau să mă rog de tine să dai niște bani, atât văd de vedere că eu am plătit 4.000 de euro. Nu te mai enerva. Păi lasă la mea de treabă, mă. Că nu scoatem la capăt cu al nostru. Că vezi că dacă mă depărtez de lângă mașină, că te chiar la mine buclar, lasă-mă că mergi să arătăm acum, hai. Nu, frate, e la mașină. Merge la mașină, să arătăm. La mașină, cum? Frate, merge, merge. Stai așa, nu mai... Ești pregătit? Nu știi, te vedem acum. Bă, dacă e legea așa, faci cărăni. Ia bani. Bă, vere, e legea așa, îi arătăm noi legea. Am un porbagaj, tot, toate altele, de la mare, de la casă, de la tot. Stai așa, că merge și nu. Frate, vezi că nu trebuie să fugi noi. Nu face nimic. Ce faci, mă, tot ce am vrut și eu. Nu-ți face nimic, suntem băieți, ai văzut, da? Că dacă vreau să te bătem, te băteam pe la acum. Nu se mai bate nimeni în 2021, să fii serios. Nu, trebuie să-i arătăm niște acte. Vrei să vezi actele? Da, frate, arată actele. Arată, frate, actele, dă-te deschide pe bagaj. Păi nu e niciun acte. Păi îți dai seama ce e aici, dacă nu mi dai bani. A? Cum adică? Unde pleci? Unde vrei să puteți? Unde vrei să puteți? Unde sunt? Nu sună, măi! Ce să sună? Ia-mă telefonul cu mine! Ia-mă! Ce să dai, mă? Te vezi, bă, sunt pe nimic la poliție, mă! Nu mai stă nimica! Nu mai stă nimica! Bă, fii atent aici! Cred că e mort, frate! Gata, gata, hai să-i spun! Nu mai vezi eu de mâine. 40.000. Nu faci de asta cu mine. 40.000, băiatul meu. Nu sunt fraierul tău. Ai auzit, băi? Că nu sunt. Băi. Nu suntem noi fraierii tăi. Că nu știu unde deschide. Băi, deschide bă. Băi, ai auzit, băi? Dacă nu-mi dai banii, te mănânc, ești nebun. Ce faci, bă, mă, să arătă, bă! Bă, mă cunoștiți aici cu Eric și cu Cristi. Bă, ce băi, să le dai Salut, bani. Bă, mi-a luat și telefonul, am zis gata, așa mă
tale are ele, știi ce-a stat? Auzi, să-mi dai un țâncă, da, venea mie 90-90. Antonu ne-a zis că tu ai avut probleme cu unii, cu locul de parcare. Da, frate, chiar a fost unii acolo și am vorbit așa, dacă l-am văzut pe vărul tău aici, a zis, hai, tati, o dăm la... Bă, vine ambulanță, ești nebun! Bă, dacă o sunat vecinii tăi la poliție, bă! Eu nebunez dacă a sunat ambulanță. Bă, dacă a sunat ambulanță. Antonio, stai așa că ești de bula, că... Bă, aici Antonio cred că plătești amendă, mă, ca să ești gura. Bă, cred că plătești amendă, mă, ești încă tremur, ești prost la cap, adică uite-te și tu. Mamă, frățioare, cum a fost când ai văzut ce așa? Ce să m-am gândit la toate filmele, cum sparg un far, cum... Bă, dar eu nu am auzit nimic din ce ziceați, frate, că eram la o grămadă cu zoom-ul, dădeam zoom-ul la maxim o grămadă. Asta ai surpriză pe cameră. Da, la ca la Kindle. Bă, dar știi ce aș muri să râd? Să nu se înțeleagă ce ați făcut voi pe la valieră. Dar tu n-ai văzut, mă, la valieră? N-am văzut, dracu, nimic. Ce să mai văd? Ce să mai văd? Uite, l-am văzut negru față ochilor. A văzut negru față ochilor. Păi dacă a văzut, mă, a văzut microfonul, l-a băgat acolo, frățiorul. Pa, 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 frumos. Ia-ți, frățioare, mi-a tot și tu prea întâi. Hai liniștit că au pregătit mine, așa, au pregătit. Uite, lăsă și-o bă! Guys, îi mulțumim mult de tot lui Cristi, lui Eric. Mulțumim mult de tot lui Cristi, lui. Le mulțumim mult de tot băieților, lui Cristi și lui Eric. Aveți Instagramul lui Eric în descriere și canalul de YouTube al lui Cristi în descriere. Nu uitați să le dați acolo mare mare follow și subscribe din puternic greu de tot, că băieții merită. Le mulțumim mult de tot. Oh. Și lui Fernando, cel mai mare follow de consolare. Vă mulțumim mult de tot că ați văzut acest vlog. V-am pupat și nu uitați să ne urmăriți mereu. Vă iubim mult de tot. Ne vedem. Pa! Ciao.